Noi credem că este un an bun făcut de noi, pentru că n-a fost ușor. A revenit Gică, a trebuit să repunem bazele, dacă pot să spun așa, ale conceptului pe care l-a creat. Ne așteptam, sincer să vă spun, să fie mai ușor, dar nu a fost chiar așa, pentru că nu am putut să facem lucrurile astea atât de repede cât ne-am dorit. Însă, ușor, ușor, cred eu că echipa a practicat un joc bun, deschis și de multe ori a oferit spectacol. Asta, până la urmă, se vede în clasament și, așa cum vă spuneam mai devreme, dacă noi ajungem să fim pe locul 4 la final, credem că a fost chiar un an foarte bun. Farul Constanța încheie sezonul competițional cu o partidă pe terenul Universității Craiova, contând pentru etapa cu numărul 10 a play-off-ului Ligii 1. Aceasta este programată să debuteze de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. În funcție de rezultatul acestei partide, dar și de cel din confruntarea de luni dintre FC Argeș și FC Voluntari, formația pregătită de Gheorghe Hagi va încheia campionatul pe locul 4 sau 5.